Judecătorii Curții Constituționale au decis că alegerile se vor organiza într-un singur tur. Astfel, legea electorală rămâne neschimbată, alegerile locale urmând să aibă loc într-un singur tur de scrutin în 5 iunie. Curtea Constituțională a respins contestația jurnalistului Liviu Avram. Acesta a cerut Curții Constituționale în urmă cu câteva săptămâni să analizeze articolul de lege prin care s-a stabilit că localele se desfășoară într-un singur tur.